pot eu să fac evaluări la adresa activității ambasadorului Klemp, pentru că nu cunosc decât o parte mică a activității sale, respectiv discuțiile instituționale pe care le-am avut la Ministerul Afacerilor Externe, și din acest punct de vedere vă asigur că au fost întotdeauna cordiale, chiar dacă nu am fost de acord cu toate problemele. În rest, nu, evaluarea nu mi-aparține mie, aparține Departamentului de Stat. Dânsul nu a avut intervenții în ceea ce privește deciziile politice, a exprimat puncte de vedere. Decizia a fost a ambasadorului sau a administrației de la Washington? Numai Departamentul de Stat înlocuiește ambasadorii și asta e procedura și la ei și la noi. Nu,